Graficul funcției f definită pe r mare minus punctul 3 pe 2 cu valori în r, f de x egal cu radical din x pătrat plus 1 supra 2x minus 3, admite o asimptotă verticală, una orizontală, una orizontală, una oblică. Deci, practic, trebuie să facem toate asimptotele funcției noastre, da? Bun. Păi, odată, vedeți, vine așa domeniul de definiție, o să fac și graficul, nu mai fac derivată și... Nu? Deci, ea la 3 pe 2 nu este definită, deci unde trebuie să fac asimptotele? La minus, la plus infinit, stânga și dreapta în f de x, da? Hai, în 3 pe 2. Hai să facem întâi la asta, la 3 pe 2. X tinde la 3 pe 2 din x mai mică 3 pe 2 din f de x. Adică din radical din x pătrat plus 1 pe 2x minus 3. Cât facem? Locuim pe 3 pe 2 aici, vine radical din 9 pe 4 plus 1 supra 2 ori 3 pe 2 minus 3 supra 0. De care 0? Păi polinomul de grad 1, 2x minus 3, până în rădăcină are semn contrar lui a e minus. Deci iată cum x-ul vine până în rădăcină, ăsta este minus. Nu mai fac radicalul ăsta. Ceva pozitiv pe 0, negativ înseamnă minus infinit. Da? La fel, limită când x tinde la 3 pe 2 cu x mai mare ca 3 pe 2. X tinde la 3 pe 2 cu x mai mare ca 3 pe 2. Din f de x-ul nostru, cât îmi dă? Exact ca mai sus, radical din 9 pe 4 plus 1, dar supra 0 pozitiv, că x-ul vine prin valori mai mari ca rădăcină la infinit. Ceva pe 0 face plus infinit, da? Bun. Deci am o dată, iată, x egal cu 3 pe 2 este asimptotă orizontală. Bun. Observați cum, iată, o asimptotă verticală, asimptotă verticală, da? Bun, de la, mai făcut o problemă anterioară la 366, parcă era asta. Deci, ia, uitați, asta clar nu merge, că are deja o asimptotă verticală. Hai să facem limitele la infinit. Avem așa, pe f de x, uitați cum pot să-l scriu, ia să-l scot pe x pătrat de sub el, radical din x pătrat, știți că e modul din x, deci vine modul din x pe lângă radical din 1 plus 1 pe x pătrat pe 2x minus 3, da? Și atunci, ia să facem limită din f de x când x tinde la plus infinit. Păi vine limită când x tinde la infinit din cine? A, și ăștia, uite, hai să mai scriem așa ca să pregătim deja. 1 plus 1 pe x pătrat și jos să-l dau un factor pe x. 2 minus 3 pe x, da? Când x-ul tinde la infinit, atenția, asta înseamnă că modul din x este x, că x-ul e pozitiv. Deci vine x radical din 1 plus 1 pe x pătrat supra x pe 2 minus 3 pe x. Ăștia se duc, cât îmi rămâne? 1 pe infinit e 0. Vedeți de ce am făcut asta? Că altfel era caz de nedeterminare. Era infinit pe infinit. Da? De asta am dat în factor x să scap de ăla. Și rămâne 1 supra, ăsta tinde la 0, 1 supra 2. Deci am y egal cu 1 pe 2, asimptotă orizontală. Să facem și la minus infinit. Limită când x tinde la minus infinit din f de x, înseamnă cine? La minus infinit, modulul, atenție, este minus x, deci vine minus x o radical din 1 plus 1 pe x pătrat, supra x, 2 minus 3x. X-ul cu x-ul să duc, cât face la infinit? Ăsta e 0, radical din 1 e 1 și cu minusul din față e minus 1, iar jos, așa, ăsta tinde la 0, supra 2. Deci egal cu minus 1 pe 2, deși y egal cu minus 1 pe 2 este asimptotă orizontală. Deci ce are funcția mea? O asimptotă verticală și două orizontale. Uite, l-am și găsit, răspuns corect este... Okay.